Povestea lui Emanuel Moraru a depășit granițele țării, site-ul dailymail.co.uk relatând isprava comisarului șef însoțită și de fotografiile în cauză. Titlul articolului ar putea fi tradus: un polițist cu explozie întârziată, poze ale șefului Diaz, care s-a dezbrăcat și și-a pus perucă neagră la antrenamente. Nu că șefii lui ar fi apreciat simțul umorului. Jurnaliștii britanici menționează faptul că imaginile au adus un prejudiciu de imagine instituției, dar că Moraru a refuzat să-și ceară scuze pentru gestul său. În echipa mea suntem gladiatori și suntem puțin mai trăzniți, citează autorii articolului o declarație a lui Moraru. De asemenea, aceștia amintesc alte farse ale comisarului care s-ar fi deghizat în plantă la muncă. Între timp, cercetările în acest caz continuă. Inspectoratul Județean de Poliție Constanța a depistat fotograful de ocazie care a pus la dispoziția presei imaginile. Potrivit unor articole apărute în presă care citează surse din interiorul instituției, șeful mascaților de la Constanța ar fi fost șantajat de un fost subordonat care i-a cerut bani în schimbul pozelor. Pentru că Moraru a refuzat să-l plătească, acesta ar fi vândut imaginile unor ziariști cu complicitatea unui coleg. Ministrul de Interne, Mircea Dușa, a semnat dosarul de pensionare a lui Emanuel Moraru, declarând că acesta nu are nicio scuză pentru distracția de după antrenamentele cu luptătorii din cadrul IPJ Constanța. Moraru și-a depus în 1 octombrie dosarul de pensionare, începând cu 1 decembrie.